atâtea gânduri mă ajung. Ce bine să fii acasă. Să știi că ai destul câștig. Să nu te chinuie nici foamea, nici să nu ras pe drum de frig. Căci bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc. Cum l-aș primi? Să știu că vine, să-l am ca oaspete ceresc. Și-n șocul stani de lumina, al flăcărilor din cuptor, pe gene-mi cade toropiala și a dormi încetişor. Deodată, o bătaie în poartă. Presar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlhari umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă alta, două, trei. Și zic atunci, cine acolo? E cam târziu acum. Ce vrei? Și vocea de afară îmi zice, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat în cale multe astăzi, sunt obosit și salutat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugăciun te pomeni. Primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai ca foamea să-mi alung? Am securat lângă fereastră să-l văd prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, prea murdar și obosit. Nu-și cer decât un colț de pâine, uscat să fie să-mi-l dai. Să dormi pe jos, că rogășină, doar milă rogute să ai. Gândindu-mă o clipă lungă, apoi i-a răspuns răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde să dormi, ce să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat. Până ce liniște doar vântul, a mai rămas pe tumpesat. Și mulțumit, în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagră noapte un vis, ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să zică ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de mine, va lăuda tot ce-am făcut, dar s-a apropiat atunci de mine și trist cu lacrimi a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Din pâinea ta am vrut la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat să plec afară, frământ și însetat. Căsuța ta nu era mică să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până ce norul l-a luat și am înțeles că el fusese străinul ce l-a manicat. Trezit din somn de fiorare, m-a repesit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul, în întunericul pustiu, doar vântul își optic miramul că mă trezise prea târziu.